Dacă e vorba de părinți și copii, de educatori și copii, să spunem binecuvântat să fie Tatăl nostru Ceresc. Amin. Și cu smerenie și cu stăruință să dorim să devenim cu toții copiii Lui. Amin. Aceasta pentru... Vreau să prezint câteva lucruri din Biblie, după care să dau loc anumitor întrebări care se ridică și să fie o discuție pe cât se poate concret, în sensul de a nu părăsi subiectul, întrebările să fie clare, scurte, și nădăjduim că vom fi de acord. Iar dacă în vreo privință vorba Apostolului nu suntem într-o totul de acord, ca niște oameni pocăiți, ne rugăm în smerenie ca Domnul să ne lumineze, da? Pornim de la Proverbe, capitolul 22, versetul 6, unde Solomon scria: evidențiind valoarea educației, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Acesta nu înseamnă că un copil odată învățat nu mai poate face greșeli sau că va păstra întru totul învățăturile. Cred că scoate în evidență faptul că odată învățat, aceasta îl va ajuta până la bătrânețe. Este un avantaj pentru toată viața. Este cunoscut faptul că la tinerețe se poate învăța mai ușor, în copilărie cu atât mai mult. Este o etapă efectiv rezervată de Dumnezeu educației. Observați în lumea animală, procesul maturizării este mult mai rapid decât în cazul omului. Un pui de căprioară, iar dacă nu-i în câteva săptămâni cât mama sa, dar în câteva ore în stare să meargă cu ea, să alerge. Ei, un pui de om mai durează mult până o să meargă și numai ținându-l mama de mânuță. Ei, dar să umble și să mănânce, învață el. Dar celelalte noțiuni sfinte, astea durează ani de zile. Și cred că Dumnezeu, tocmai în ideea aceasta, a făcut ca și creșterea să fie mai lentă, pentru că există și un proces al educării, al formării, care nu poate fi dintr-o dată. Dar formarea nu este de la sine, numai dacă parcurgem lecțiile necesare. Începând cu primele luni de viață, primii ani, și apoi spre tinerețe, spre maturitate. În acest proces al învățării, cum se spunea deja, rolul fundamental îl au părinții, la care li se asociază învățătorii, pentru că, în fond, biserica și familia au același scop. Și el este creșterea în asemănare cu Dumnezeu și extinderea împărăției lui Dumnezeu. Crește și înmulțiți-vă. Din Noul Testament rezultă foarte clar că cele două scopuri sunt identice. În familie se nasc copiii natural, prin biserică se nasc copiii din cei născuți pe cale naturală și din cei adoptați în biserică prin evanghelizare. Familia are scopul dezvoltării omului în sensul formării, biserica are același scop. De aceea biserica și familia trebuie să fie într-o strânsă legătură. Nu este nicio contradicție, fiecare urmărește același lucru. Noi în biserică, slujitorii, ne bucurăm dacă vin copiii și tinerii mai învățați, când vor fi la cateheză, noi să nu mai avem mult de învățat, decât nu se fie decât niște recapitulări. Dumneavoastră, ca și familie, vă bucurați dacă noi vă învățăm copiii bine. Nu doar mama și tata i-a spus, așa a spus și fratele, așa a spus și sora și fratele care sunt învățători, și toți, cântând în aceeași gamă, mergând în aceeași direcție, ne ajutăm. Doamne, ajută-ne și din cer! Vreau să vă arăt
prin două cazuri, două exemple, acest ajutor bivalent venit din partea părinților și respectiv din partea învățătorilor care ajută. Cartea Proverbe, capitolul 4, îl prezintă pe David în postura de tată, învățând pe fiul său Solomon. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată, luați aminte ca să pricepeți, căci eu vă dau sfaturi bune, nu le pădați învățătura mea. Și el își amintește, căci când eram încă fiul la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea, asta înseamnă foarte devreme. Dacă apelăm puțin la istorie, ne amintim că David cu Batseba, pe lângă Solomon, am avut câțiva copii. Din moment ce scrie că s-a apucat să-l învețe când era încă singur, înainte de a veni un altul, înțelegem că e vorba de primii doi ani de viață. El mă învăța atunci și zicea, păzește bine inima ta, cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere. Iată de unde a avut Solomon ideea să se roage pentru înțelepciune, când a fost mare. De la tata. El l-a învățat ce este bine și trebuie să ceară Domnului. Nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. Dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai, dobândește pricepere. Și ideea aceasta i s-a impregnat lui Solomon încât a fost în final singura lui dorință, pentru care Dumnezeu l-a apreciat și pe care i-a împlinit-o. Și i-a dat și supliment, cum știți, pentru că a cerut bine. Tot despre aceeași familie citim la cartea 2 Samuel, capitolul 12, că pe lângă educația ce i-a dat-o David și mama lui, David a apelat la un învățător, la un mentor pentru fiul său Solomon. 2 Samuel 12, versetul 25. El l-a încredințat în mâinile prorocului Natan și Natan i-a pus numele Iedidia, iubitul Domnului, pentru Domnul. Observați un învățător care i-a mai dat un nume la copil pe lângă cel ce l-a pus tata. Și nu orice nume. Un nume prin care a vrut să-i dea o înclinație spre Domnul. Natan a fost un om credincios, un om al lui Dumnezeu, un proroc. Să știți că va fi foarte important ca învățătorii să aibă un statut spiritual bun înaintea Domnului. Povestea un medic că în timp ce urmărea cum studenții săi se ocupă de bolnavi, era un fel în care un student consulta un bolnav și și-a amintit el. Exact așa făcea profesorul meu universitar în Anglia. Și le-a spus la ceilalți. Zice, ce interesant mi se pare, zice, cum consultă studentul ăsta, așa consulta mentorul meu în Anglia. Și studenții ceilalți au spus, dar noi pe acela nu-l cunoaștem, dar așa faceți dumneavoastră. Și noi ne-am obișnuit, chiar fără să vrem, cu stilul acesta, de a palpa un organ al bolnavului, de a-i vorbi, mimica feței. Toate acestea se transmit în mod conștient sau inconștient, direct sau indirect. Așadar, părinții sunt datori să învețe, lor li se pot asocia alți oameni al lui Dumnezeu, dar să știți că și dacă n-ați învățat bine, sau dacă n-ați învățat deloc, felul dumneavoastră tot se răsfrânge și se transmite la copii. Pentru că ei sunt în perioada formării. Zilele astea am stat printre unii bucovineni și n-am vorbit cu nimeni. Și mi-am dat seama, mi-am reamintit din nou accentul acesta. Nu este ușor să vă schimbați, pentru că nu e vorba numai de trei cuvinte care trebuie rostite altfel. E vorba de multe cuvinte. Pentru că se transmite mult, nu doar cuvinte, că ceea din zona bisericii, ca să dau un exemplu și în altă parte, nu zic nevoie, zic nevoie.
Și dacă ei pune să spună nevoie normal românesc, greu vor spune asta. Dar se transmit multe, multe. Pe cale genetică, pe cale educativă, pe cale de mediu. Iau și un alt exemplu din Noul Testament. De părinți care au fost ajutați de slujitori din biserică, pentru că, așa cum vă spuneam, familia și biserica au același scop. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 5, Pavel îi scrie lui Timotei: îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a slăjduit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice, și sunt încredințat că și în tine. Toarce-mă foaia în Scripturi 3:15, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Iată perioada optimă pentru educație, care poți să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire, atunci sau mai târziu, cu cât mai repede, cu atât mai bine, prin credința în Hristos Iisus. Și scrie tot aici în versetul 14, tu să rămâi lucrurile pe care le-ai învățat, căci știi de la cine le-ai învățat. De la mama și bunica, tata, cum știți, iar avea un alt colorit religios, dar el a fost învățat și de Apostolul Pavel, pentru că scrie aici în 3:10, tu ai urmărit de aproape învățătura mea. Ajutorul pe care acum dumneavoastră ca învățători, învățătoare, sau să nu vorbesc și eu la cine nu e aici, sunt aici învățătorii pentru copii, da? Care sunteți, să ridicăm mâna sus. Așa, bun, mulțumesc. Mai târziu, ceea ce faceți dumneavoastră este preluat de predicatori sau de alții care se ocupă de tineri. Și toți împreună formăm colectivul de educație, corpul profesoral al bisericii. Încheie ideea aceasta repetând în chintesență, adică într-un mod concentrat, faptul că biserica și familia trebuie să se ajute în îndeplinirea acestui scop sacru al educației. Doi, metode biblice de predare. Cartea Exod, capitolul 12. Narațiuni biblice, experiențe sfinte, ca o primă metodă. 12:24, să păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și pentru copiii voștri în veac. Când veți intra în țara pe care vă dă Domnul după făgăduința Lui, să țineți acest obicei sfânt. Și când vă vor întreba copiii voștri, ce însemnează obiceiul acesta? Vedeți, copiii sunt foarte curioși. Ei sunt ca niște noi veniți pe lumea asta, care nu sunt familiarizați cu tot ceea ce noi știm. Să răspundeți. Accentuez. Când vă vor întreba, să răspundeți. E drept că și copiii mici au multe întrebări. Să avem răspunsuri până sunt întrebări, dragii mei. Că mai târziu o să ne punem întrebări nouă. Și o să căutăm răspunsuri. Sau am vrea să-i întrebăm noi pe ei și nu ne mai dau răspunsuri. Am vrea să ne mai întrebe și nu ne mai întreabă. Să răspundeți, este jertfa de Paște în cinstea Domnului, care a trecut pe lângă casele copilului Israel în Egipt când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre. La evrei era obiceiul acesta, i-au respectat cele scrise. În casă se adura toată familia, cum știți, când se consuma numai de către ei sau cu un vecin apropiat mielul sau iedul pentru Paște. Și cel mai mic din casă întreba, ce înseamnă acest obicei sfânt? Și cel mai bătrân trebuia să răspundă, să prezinte întreaga lucrare a ieșirilor din Egipt, plăgile la rând, cum au fost robi. Știți că aceasta s-a păstrat, veți întâlni în Scripturi, în Vechiul și Noul Testament, când prezintă istoria evreilor. Și o pornește de la Avram, cum a ajuns și acum s-au dus în Egipt și cum s-au întors. Narațiuni sfinte. E foarte important să le fie prezentate copiilor Biblie aceste povestiri. Aș spune că în mod deosebit ele sunt în Biblie pentru copii. Povestițiile dumneavoastră nu le puneți desene animate cu scene din Biblie.
Spunea cineva despre o bunică venită aici în Europa la nepoți și a început să le povestească. Și copiii, nepoții pe lângă ea, nu e așa. Cum nu e așa, dragii mei? Nu e așa. Și când a venit mama, s-a zis, eu le-am spus din Biblie, dar ăștia spun că nu e așa. Apoi mamă știa așa, ori văzut la desene animate cu Iosif și cu nu știu cine. Apoi dacă acele desene animate ne învață că nu e așa cum scrie în Biblie, alungați-le repede. Să știți că povestirea dezvoltă mintea copiilor mai bine decât desenele. Am citit recent o declarație a Asociației Americane de Pedagogie. Oameni nepocăiți. Dacă se poate până la vârsta de 5 ani unui copil să nu-i fie puse imagini, să fie diferit de televizor și de computer. Ei puneau problema aceasta doar ca să se formeze bine creierul, să se dezvolte. Și spuneau de asemenea, dacă chiar trebuie să fie, să fie selectate și timp foarte limitat. Povestițile. Nu vă justificați spunând, mă adresez și părinților, dar uneori se întâmplă când și la școlile duminicale, învățătorii, ca să simplifice și să justifice dorința copiilor, în loc să se pregătească ei, le pun desene. Nu vă justificați spunând, n-am avut timp. Că nu o să fie efecte și mai târziu o să povestiți dumneavoastră că vi s-a întâmplat așa și așa și că ați greșit. Numai că pentru a povesti toate acestea trebuie să fii foarte familiarizat cu ele. La noi în biserică acest studiu cu copiii, pentru că la noi se poate, se face sâmbăta, și eu obișnuiesc să mai mă duc la câte o clasă. Și la ultima la care am fost, tocmai studiau din Exod și întreabă o învățătoare pe copii ce semne i-a oferit Dumnezeu lui Moise pentru întărirea lui atunci când l-a chemat și Moise tergiversa plecarea. Și un copil a spune trei, cu mâna în sân, cu apa prefăcută în sânge și cu toiagul prefăcut în șarpe. Și învățătoarea zice, nu, numai două, că și cu apa în sânge a fost plagă. M-am lăsat-o până la urmă. De la urmă am spus, te rog la copilul ăsta să-i dai un 10, că la noi e cu note. Și tu citești bine, draga mea. Voi că m-am uitat, așa era manual. Manualele pot fi orientative. Avem niște manuale prin care în 8 volume se predă toată Biblia. Vrem ca până la clasa 8-a, când copiii ies de la acest studiu, să parcurgă întreaga Biblie. Trebuie să fii familiarizat. Copiii uneori sunt foarte ageri la minte și trebuie învățați, cum spuneam, corect. Deci, narațiuni ale lucrărilor lui Dumnezeu. Un alt exemplu, Cartea Iosua, capitolul 4. Să nu vi se pară că asta nu este o metodă bună. Că așa a făcut și Domnul Iisus, le povestea. Și le spunea pilde. Iosua, capitolul 4, citesc de la versetul 5. Treceți înaintea chivotului Domnului, în mijlocul Iordanului, și fiecare din voi să ia o piatră pe umăr după numărul semințiilor copiilor lui Israel. Pentru că aceasta să fie un semn de aducere aminte în mijlocul vostru, când vă vor întreba copiii voștri într-o zi, ce însemnează pietrele acestea pentru voi, să le spuneți. Apele Iordanului s-au despicat în două înainte chivotul legământului Domnului, când a trecut chivotul Iordanului, apele Iordanului s-au despicat în două și pietrele acestea să fie totdeauna o aducere aminte pentru copiii voștri. Dar nu doar pietrele, ci povestirea aceea. Să nu se șteargă din memorie. Dumnezeu i-a învățat și o cântare, scrie în cartea de Deuteronom, care avea în vedere istoria lor și avea chiar o factură profetică. Și mă adaug din Psalmul 78 în justificarea acestui adevăr ca metodă de predare narațiunile biblice. Este scris prin cuvintele inspirate ale lui Asaf, de la versetul 3. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri. Povestiri.
nu vom ascunde de copiilor, ci vom vesti neamul de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. Astea le vom povesti. La acestea se pot adăuga experiențele dumneavoastră personale, alte povestiri din istoria bisericii, dar care să fie adevărate. Nu amintiri, povești, povestiri, o îngreangă. Țin minte că am mers cândva în județul Neamț și eram cu doi băieți, au zis, dacă suntem pe aici, nu putem trece pe la casa memorialului Avrameancu, dar gazda la care stăteam, zice, la casa lui Mincinosu. N-am știut că în zona aia zic așa la Ion Creangă. Ei, noi să spunem lucruri adevărate. Pentru ca acești copii să-și poată pune încrederea, scrie mai jos, în acest Dumnezeu, care în diverse situații a intervenit și i-a salvat pe poporul său, observați, dincolo i-a salvat din Egipt, aici a trecut Marea Roșie, și alte și alte lucrări. Evangheliștii, când au început Noul Testament, ce conține el? Povestiri ale lucrărilor Domnului Hristos. O vindecare, o altă minune, evenimentele în derularea lor. Eu recomand la clasele de copii, pe lângă aceste povestiri biblice, să fie și anumite povestiri misionare, anumite experiențe. Copiii rețin foarte ușor povestirile și pot să le și redea, se implementează bine în mintea lor. O a doua metodă de predare. Citesc aici în continuare, Psalmul 78, de la versetul 5. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii. Metodă de învățare. Ca să fie cunoscute cei ce vorbim după ei de copiii care se vor naște, care și când se vor face mari să vorbească despre ea copiilor lor. Versetul 8, să nu fie ca părinților un neam neascultător și răzvrătit. Versetul 11, 10 și 10. Pentru că n-au ținut legământul lui Dumnezeu, n-au voit să umble întocmai după legea Lui. Au dat uitării lucrările Lui minunile pe care le arătase. Deci pe lângă minuni e vorba de lege. Trebuie să ne învățăm copiii prin enunțarea unor principii de bine și rău. Dumnezeu, când a vrut să-și educe poporul și el rămâne modelul nostru, după ce a dovedit prin lucrări despre care, așa cum v-am amintit, ei trebuia să le păstreze în memoria lor, în istoria lor, i-a dus la Sinai și a început legile. Să nu furi, să nu minți și așa mai departe. Este foarte clar să înscriem în mintea copilor noștri aceste principii. Observați, legile care au fost date de Dumnezeu nu conțin fel și fel de amendamente. Să cinstesc pe tata și pe mama și nu scrie dacă tata și mama este bun, dacă tata și mama este pocăit, am spune noi, să nu furi. Și nu scrie dacă ai ce să mănânci, să nu furi. Principii. La copilărie, la copii ele se pot implementa foarte ușor și este bine să fie așa, pentru că Dumnezeu a înzestrat pe copil cu conștiință, ceea ce face selecția între ceea ce este bine și ceea ce este rău. Și atunci el poate să aibă o clasificare în mintea lui. Este rău să furi și conștiința îl va semnaliza. Aceasta este bine, respectiv aceasta este rău. Legi clare, ferme, pe care este bine ca ei să le repete, să le memoreze și să știe ce au de făcut. Acestea, cum spuneam, trebuie prezentate mai întâi de părinți, trebuie reluate de învățători și este bine chiar să fie memorate. O a treia metodă. Învățarea unor rugăciuni și unor cântări. Ucenicii l-au întrebat pe Domnul Iisus cum să se roage. Și el le-a spus, Evanghelia după Matei, capitolul 6 și nu numai,
Citesc de la versetul 9. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Și le-a spus cuvânt cu cuvânt. Cartea psalmilor. Psaltirea e o carte de rugăciuni, din care puteți să învățați copiii să se roage. Să n-așteptați ca ei să se roage de la sine citire. Că ei n-au nevoie ca tata și mama. Probleme pe care să le înțeleagă. Ei trebuie să le învețe. Se vor ruga copiii să le dea Dumnezeu pâine? Ei știu ce la mama prăjitură. Dar învățați o vor face. Am asociat cântarea, rugăciunea cu cântarea și vă amintesc din cartea de Deuteronom cuvintele lui Dumnezeu, care a spus, capitolul 32, cântarea aceasta. Și apare următoarea mențiune, după ce încheie cântarea, versetul 46, puneți-vă la inimă toate cuvintele pe care vă jur astăzi să le porunciți copiilor voștri și să le păzească. Și de asemenea mai citesc următoarea mențiune referitor la cântare 31:19, acum scrieți-vă cântarea aceasta. Învață pe copiii lui Israel să o cânte, pune-le-o în gură și cântarea aceasta să fie martoră împotriva copiilor lui Israel. Ceea ce se observă în vremea noastră este că îi învățăm pe copii cântări, numai că nu tocmai cele mai inspirate. Fratele Buzduc a avut dincolo la Betel o temă referitoare la cântări și la un moment dat spunea că noi trebuie prin el să-L proslăvim pe Dumnezeu. Cineva a ridicat problema dacă sunt acceptate cântările pentru mamă. Și mi-a spus, adică mai întâi a spus fratele că dacă este ceva corect, se poate. Și am intervenit spunând că potrivit Bibliei trebuie să cinstești pe tata și pe mama, nu numai pe mama. Cântare numai pentru mama, asta e folclor. Cântare pentru tata și mama are de-a face cu porunca a cincea. Noi învățăm pe cei ce se ocupă de copii la capitolul cântare înainte de a le preda o cântare, de a învăța melodia cântării să le-o explice. Spune cântarea aceasta se referă la Domnul Iisus, Împărăția lui Dumnezeu și așa mai departe. Și s-ar putea, explicând cântarea aia numai cu mama, să întrebe vreunul, dar cu tata n-aveți treabă. Este biblic. Deci învățați cântări bune, nu orice cântări. Eu vă recomand cântări Nicolae Moldoveanu, Costache Ionid, fratele Dionisie Giucuș, din ăștia cântăresc. Nu învățați numai cântări din astea ce apar pe piață acum scrise de vandalii ăștia, care de fapt totul e numai așa cu tip comercial, de-aia am spus vandal, că ăștia veneau, luau ce era bun și plecau, știi? Căutați-o leacă, zbateți-vă pentru ce cântări vreți să-i învățați. Cântarea este un mod de a învăța pe copii. Așa a poruncit Dumnezeu aici. Și de asemenea învățați-i să se roage. N-aș vrea să pun problema tocmai sub forma asta. Dar dacă v-aș întreba ce e mai important, rugăciunea sau cântarea? Ați spune rugăciunea, nu? Bun, dar eu am altă întrebare. Dumneavoastră repetiți eu copiii la rugăciune, faceți cât la cântare? Că dacă ar fi să luăm după cât timp afectăm la cântare, am spune că cântarea e extraordinar mult mai importantă decât rugăciunea. Că insistăm pe cântare până nu știu perfect, să nu fie o notă smintită. Dar la rugăciune insistăm? Așa e că ne cântă copiii mai bine decât se roagă. Da, pentru că aici insistăm.
Unde insiști, acolo vei avea rezultate. Trebuie să învățăm rugăciuni, după cum învățăm și cântări. Dar atenție și la unele și la altele, să fie biblice, să fie, cum zicea Domnul Hristos, nu vă rugați ca păgâni. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Faceți cu clasele, chiar vă îndemn să compuneți rugăciuni împreună cu ei. Și asta să fie rugăciunea clasei sau grupei, cum îi spuneți dumneavoastră. Copii, pentru ce trebuie să ne rugăm? Ce v-ați dori voi? Ce aveți de voi? Să-i faceți și să gândească, să nu rămână numai cu rugăciunile acelea pe care îi învățăm noi și poate vor avea un caracter mecanic. Îi învățăm și pe parcurs vor învăța și ei să se roage. Da? Rămân la aceste metode de predare, mai sunt și altele, o să le surprind sub altă imagine. Vă atenționez câteva aspecte. Cel puțin astea le-am văzut la noi, poate vă sunt de folos și dumneavoastră. Să vă feriți, cum deja aminteam, și să feriți copiii pe cât posibil de desene animate. Toate desenele animate sunt rele. Din două motive. Cele de ultimă oră sunt foarte vinovate, că sunt tot mai oculte, cele mai vechi. Tot nu sunt cele mai reușite, pentru că acei eroi, nu doar că nu sunt reali, am scris un articol, am înțeles că nu v-au parvenit revistele, să vă parvină eu, așa, editorial cu titlu Frumusețea creației și urțenia desenilor animate. Oriunde omul încearcă să modeleze în urma lui Dumnezeu, ia din frumusețe. Sau ar putea cineva să spună că dintre desene animate v-ați dori să vă arate vreun copil așa? Dacă s-ar naște unul, cum le arătăm noi, anci că sunt handicapați. Copiii trebuie îndreptați spre natură, că scrie în Romani 1 că la natură trebuie să ne uităm cu băgare de seamă. Citesc versetul 20. Însușiri nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el. Dacă vreți să le arătați la copii imagini, vedeți, Dumnezeu a spus la evrei să scoată niște pietre. E ceva natural. Puteți să le aduceți ceva din domeniul biologiei, știu eu, să le vorbiți despre stele, despre vorba lui Solomon, că a vorbit despre copaci de la cedru până la isopul care crește pe zid. Astea trebuie vorbite. Dacă vorbim de toate animațiile astea, e ca și cum am vorbit de zâne, de balauri și de zmei. Și atunci cu ce rămâne în minte? Cu o lume pervertită. Deci îndreptați-i spre creație, dacă au nevoie copiii de o anumită imagine, de ceea ce văd. La unele clase, în funcție de timpul care îl aveți, nu știu cum este aici, de exemplu la noi mai fac și anumite lucruri manuale, dar totul trebuie să fie foarte practic. Ceva ce să aibă pentru ei o finalitate, un înțeles, ceva ce să-i ajute. Doi, tot la ceea ce vă rog să fiți atenți, feriți-i de jocuri, de hazard, de tot ce ține de zaruri, de tot ce ține de spiritul de partidă, care este în dezacord cu învățătura creștină. Un joc și dă cu zarul. Unul i-a venit 6, bate din pumn, și altul a venit numai 1. Și ne vezi cum e Dumnezeu, nu-i bun. Totul e după noroc. N-ai noroc. Biblia nu ne învață de noroc. Biblia ne învață cum ai făcut și ce se va face. Nu are 6 puncte ca așa e de zar. O să aibă 6 puncte când o să înveți 6 versete. Și asta e altceva. La noi ne-am trudit puțin până am scos jocurile. Jucau fetele cu băieții ăștia să răspundă ceva din Biblie și care aveau mai multe puncte, ce galerie, tribună.
Atunci învățătorii, cumva, ca să nu fie ăștia mai sus, băieții ca fetele, sau invers, puneau o întrebare mai ușoară să fie în final scorul egal. Dar copiii se sizau. N-ați fost drept, ați trișat. Nu-i bun arbitrajul. Nu vedeți că în final ori cade în rău echipa cealaltă, ori arbitru. Pentru că certurile de partide sunt o faptă a firii pământești pe care noi nu trebuie să o proliferăm în activitățile cu copiii. Din potrivă. Să le recomandăm o formă de unitate. La noi durează 2 ore și mai e nevoie în timpul ăsta copiii să se mai miște. Atunci, de exemplu, învățătorii au un joc și spun așa, Simona spune, dau un exemplu. Când zice Simon spune, ei trebuie să asculte. Simon zice, ridicați în picioare, trebuie să ridice. Simon spune, stați pe scaun, trebuie să stea jos. Simona spune, ridicați în picioare aici, nu mai trebuie să asculte. Și care nu e atent, pierde. Așa, bun, stai jos, de cine mai departe concurează. Și când au încheiat un asemenea joc, am zis și vă rog să-mi spuneți care e câștigul de aici. Păi frate, se mișcă, e bun. Dar mai putem scoate ceva. De exemplu, să le spunem de tata și de mama asculți, dar când alții spun nu asculți. Deci să identificăm pe acel Simon sau cum i-am zice noi, ba chiar putem găsi un nume biblic, să spunem Petru spune, Iuda spune. De Petru ascultăm, de Iuda n-ascultăm. Să învățăm de cine să asculte, de cine să n-asculte. M-am văzut la învățător un altfel de joc, mi s-a părut interesant, era un telefon mobil cu o melodie ce dura 30 secunde. Și el trebuia să-l dea repede de la unul la altul și ultimul la care se încheie melodia e perdant. Și de aici învățătura. Când ai ocazia să faci un bine, fără repede că se duce ocazia. Ca fiecare să se grăbească să facă un bine. Să nu întârzie. Cu rugăciunea, cu milostenia, cu ajutorarea și așa mai departe. Deci din toate trebuie învățat ceva, să le gândim, să le analizăm și Domnul să dea biruință. Amin? Încercați pe cât se poate, mai spun această încheiere și apoi vă dau loc, cum spuneam, să discutăm, să vă aplecați la copii și să le cunoașteți stările, ei vin din familii care și ele pot să aibă probleme, nu îi tratați la fel pe copii. Asta valabil pentru părinți, valabil pentru învățători. Fiecare cu specificul lui. De exemplu, am avut între copii cu care a trebuit povestit mult. Am avut un altul căruia mi-a plăcea să te înțelegi cu el din gesturi. Era greu să spună și ok. Și pe fiecare trebuie să-l vezi. Este un altul care vrea să-l pup de câte ori pe zi. Am avut un altul care nu prea te lăsa să o săruți. L-am îmbrățișat soția odată și eu zic să-ți ajunge anul ăsta. Sunt foarte diferiți. Poate este mâhnit, are probleme. Și intervine acel principiu a acceptării diferențelor și a suportării slăbiciunilor. Roman 14 și 15. Să vezi ce probleme are, să te pleci, să-l sesizezi, așa ca Iosif când s-a uitat la cei închiși. Zici, ce-i cu voi? Ce ați visat? Și de-abia după ce ai discutat, ai analizat problema, ai cercetat în cât se poate, să poți să dai un verdict, să te pronunți. Am găsit un lucru interesant în Franța și vreau să-l implementez și în România. La școală, premiile se dau nu în public. Adică cel ce a luat premiul 1, premiul 2, acum este lăudat și altul pleacă capul jos, dar poate a fost mai slăbut la minte. Și nu a putut să învețe. Dar în același timp, cine a muncit să fie recompensat. Și atunci să fie ceva de genul, asta nu trebuie să faceți neapărat așa, că poate nu e cu premii aici, dar înțelegeți principiul de aici. Nu neapărat să ridici pe unul în slăb, că știu să învețe 20 de versete, că altul săracul poate trudi pe 2 mai mult că ăsta pe 20. Și atunci și el de laudă, raportat la timpul efectiv de muncă, a muncit poate mai mult celălalt.
le dădea drumul la, la elevi și care rămânea mai la urmă lua tot un premiu mai bun sau ceva de genul ăsta, sau un ordin alfabetic, nu știu exact cum se împărțeau. Și nu se năștea nici spiritul de partidă, nici cel de orgoliu, de mândrie. Astea sunt chestiuni la care, vorba lui David către Solomon, spun și eu în final, zis, astea ți-am adunat eu și vei mai adăuga și tu. Că fiecare sub înzestrarea care Dumnezeu i-o dă, primește călăuzire și poate să învețe, să cunoască cum să se raporteze la fiecare în parte. Bun. Vă rog să ridicați întrebări și să discutăm pe tema aceasta. A educației copiilor. În familie și în biserică, la școala duminicală, să o numim așa. Aș mai adăuga aici un aspect. Părinții se țin legătura cu învățătorii și învățătorii cu părinții. Nu mă vedeți, dacă e o fată învățătoare, să nu meargă la mămica să-i spună, bă, n-ai făcut asta, poate săraca nu a putut, știu eu, e gravidă, o bolnavă, nu a avut treburi de făcut. În sufletul oamenilor nu se intră încălțat. Dar așa finuț, țineți legătura, spune, uite, soră, ce ar trebui făcut, uite, iar dumneavoastră ca părinți nu săriți imediat în sus, ce copilul meu, numai pe-a meu l-ai văzut, dar bucură-te, că se ocupă de-a tău. Că dacă ar fi lovit, ai vrea să ți-l panseze primul, nu? Da, dau loc la întrebări, la discuții pe tema aceasta.